Așadar, exercițiul numărul 6 de creștere și dezvoltarea stimei de sine este să îți pregătești succesul. Ca și cum, știi vorba aia, acum îți așterni așa dori. E bine, acum aș vrea să o iei ad literam. Să spunem că vrei să mergi la sală și nu reușești, pentru că tot timpul intervine ceva, tot timpul apare altceva, tot timpul dai de greu și apar tot felul de schimbări, transformări în programul tău și nu mai poți să mergi la sală. Dar cum poți să faci acest lucru? Foarte, foarte drăguț, să așterni așa cum vrei să dormi, și anume, dacă vrei să mergi la sală, îți pregătești terenul. Cum? Păi, de dimineață, de la prima oră, te îmbraci cu echipamentul de sport. Chiar și dacă mergi la servici, îți iei cu tine echipamentul sportiv și când ai ieșit de la servici, imediat, înainte să pleci din clădire, te îmbraci cu trainingul, cu Adidas și cu training, cu bluză, așa mai departe, și te îmbraci ca să mergi la sală. Cineva la un moment dat povestea o chestie foarte frumoasă, vrea să iasă dimineața să alerge, dar dimineața se trezea greu, nu putea să-ți dea jos din pat și nu mai putea să facă nimic, și uite, așa trecea dimineața și nu mai apuca să facă nimic din ceea ce își propunea. Și în fiecare zi se întâmpla același lucru. Ce a făcut omul ăsta foarte deștept? Ca să poată să iasă la alergat dimineața, s-a culcat în pantalon scurs, training, tricou, Adidas în picioare și așa s-a dus la culcare. Așa că a doua zi dimineață, când s-a trezit, când s-a dat jos din pat, era deja echipat și direct s-a dus, a ieșit pe ușă și a alergat. 3 minute sau 5 minute, cât alergă, nu contează, dar a ieșit pe ușă pentru că nu mai trebuia să depună efortul să se ducă să-și ia hainele, să-și ia tricou, să-și ia Adidas și să nu știu ce. Nu, nici măcar nu s-a mai spălat pe ochi, nici măcar nu s-a mai spălat pe dinți, nu. În momentul în care s-a dat jos din pat, următorul lucru care a fost să pășească către ușă, a deschis ușa, a ieșit afară, a alergat, s-a întors acasă, după ce a venit înapoi acasă, s-a spălat pe ochi. Și în felul ăsta a reușit să facă ceea ce și-a propus. Un alt exemplu, cineva vrea să meargă așa, de la job, vrea să meargă la servici, la sport, să facă sport. Și mereu își lua geanta cu echipamentul sportiv și o punea în portbagaj. Dar, știi vorba aia, ochii care nu se văd se uită? Cam așa e și aici. Echipamentul care nu se vede se uită. Ok? Așa că, având geanta portbagaj, în engleză există această expresie out of sight, out of mind, care e acel lucru ce am spus eu în română. E bine, în momentul respectiv omul și-a dat seama că, de fapt, câte vreme geanta e în portbagaj, uită de existența ei și atunci nici nu se mai duce la sală. Așa că, a doua zi, sau după ce a făcut asta mai multe ori, când a ieșit de la serviciu, a luat geanta și a pus-o pe scaun lângă el, în picioare, să o vadă cât mai clar. Și atunci se îndrepta către casă și când se facă la stânga să o ia către casă, a dat seama, aulă, stai că am geanta lângă mine, a văzut-o, a tras dreapta de volan, s-a dus la sală, a făcut sport așa cum și-a propus. Așadar, ca să ai succes și ca să ai încredere și să dezvolți în tine această încredere absolut fenomenală, creează-ți condițiile dinainte, da? Dacă vrei să te trezești dimineața și să bei, nu știu, suc de lămâie sau vrei să-ți bei o limonadă sau pe care ai vrea să o ai gata făcută, nu te aștepta să te trezești dimineața, să te duci să-ți iei lămâii, să vii acasă, să le storci, după care să le pui în pahar și să bei. Pentru că nu o să faci chestia asta. Dar dacă de cu seară îți pregătești o lămâie deja tăiată pe jumătate, chiar pusă pe storcător, așa, știi? Pusă pe storcător, cu paharul lângă ea, astfel că în momentul în care te trezești dimineața, te duci la bucătărie și vezi chestia, n-ai decât să fac 1, 2, 3, am pus lămâie, am pus apă și am băut, da? În felul acesta ai redus la maxim timpul, perioada de pregătire de care avea nevoie ca să obții ceea ce îți dorești. Deci, gândește-te, ce aș putea eu să fac astfel încât să scurtez cât mai mult efortul pe care îl am de făcut înainte de a realiza acțiunea respectivă. Vreau să fac sport, păi mă îmbrac direct în echipament sportiv. Vreau să fac un suc sau o limonadă, îmi pregătesc de dinainte, astfel încât doar să mă duc să beau, să mă duc să beau, da? În felul acesta îți vei putea crește, pentru că cu fiecare mică astfel de realizare îți crește încrederea și stima de sine.